Ziua de 29 iulie a fost desemnată în 1998 ziua imnului național al României, Deșteaptă-te române, simbol al unității Revoluției Române de la 1848. De atunci, în fiecare an, în toate orașele au loc ceremonii specifice, un astfel de eveniment fiind marcat și la Giurgiu, în Piața Tricolorului. Manifestările au debutat cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți. Sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Un scurt istoric al imnului național a fost prezentat de către conducerea arhivelor județene Giurgiu, după care cei prezenți au intonat imnul de stat al României. Ceremonialul dedicat imnului național s-a încheiat cu o defilare militară la care au participat jandarmii și pompierii giurgiuveni. Versurile imnului național actual al României aparțin lui Andrei Mureșanu, poet romantic, jurnalist, traducător, un adevărat tribun al epocii Revoluției de la 1848. Muzica a fost compusă de Anton Pan, cunoscut poet și culegător de folclor.